ziua. Bună ziua. Domnișoara Răduțu, nu? Spune-mi, Laura. Și Răduțu, bineînțeles. Sunteți doamna Duduia Titina, nu? Nu, dânsa vine mai târziu. Era ocupată. M-a rugat pe mine să vă aștept și să vă conduc la noi. Atunci altceva. Hai să mergem, nu? Iartă-mă, te rog, puțin. E închis. Dacă ar fi după ei, n-ar trebui să călătorești după ora 6. Și mâine e duminică, te pomenești că plec din oraș fără să trimit o vedere. Ți-ți place să călătorești? Eu mor după călătorii. Să trimit vederi de peste tot. Când mă plictisesc, mă uit prin ele. Câteodată ajung înaintea lor acasă și după aceea când ne primesc tot eu, e grozav. Nu crezi? Stai puțin. Putem să o luăm și pe acolo? Da. Ocolim puțin, da? Hai să ocolim, da? Mai bine să nu mă vadă prea multă lume. Ai dat de Victor? Da, dar mi-a dat o veste foarte proastă. Irina nu vrea să vină la nume. Cum așa? Așa, a zis că nu știu ce treburi are de făcut. Și el? Se ține după ea, o roagă, dar să sperăm că totul se va aranja. Dar cu ce treburi pe la noi? Nu mi-ați spus. Hai, nu mă mai întreba. Știi că am mai fost în orașul ăsta acum 3 ani. Eram cu școala la cules de sfeclă într-un sat din apropiere. După amiază am venit cu camioanele în oraș și țin minte că am mâncat o plăcintă formidabilă undeva la o gheretă, într-un parc unde exista o statuie. O mai fi ghereta aia? Ce-am putut să râdem atunci? Diriginta se ținea cu mâna de burtă și râdea. Nebun mai eram, doamnă. O colegă de-a mea, una foarte, foarte nostimă, se murdărise toată cu grăsime pe la gură și a alergat după băieți ca să-i sărute. Și aia? Vreți să vă ajut? Nu, nu, mulțumesc. Uite ce aiurit am rămas. Astea sunt ale tale. Ale mele? Și ale tale, ale? Ale cui vrei tu. Sper că nu te sper că te tutuiesc. Nu, dacă credeam că l-ați adus special. Mi-a spus Titina că o să vă recunosc după buchetul de flori de câmp pe care o să-l aduceți. N-am știut. Astea-s florile mele preferate, azi le-am primit. Atunci de ce mi le dați mie? Dacă nu vrei, nu ți le dau. Am ajuns. Aici stăm. A patra casă pe stânga. Stai! Ia-o tu înainte. Să nu intrăm împreună. Dar nu înțeleg. De ce trebuie să ne ferim atât? Poate mi-a explicat și mie. Nu fi așa curioasă că ai să rămâi nemăritată. Ia-o înainte, te rog. Am să spun înăuntru despre ce este vorba. Hai, mă, nenică, mă, se poate. Pierd toată ziua pe staționare când în centru profesorii umblă cu limba scoasă după mașini. Spune și dumneata. Păi e normal, mă. Dacă plătesc, eu zic, e normal? Cum normal, domne, cum normal? Păi merge aparatul de un ceas și noi am făcut un kilometru și 3 metri. Zău, nene, am mare nevoie de dumneata astă seară. Da, da, acolo e altă treabă, mai bea lumea, mai altceva. Nici pe mine nu mă dă bani afară din casă. Doamne, dar aș putea să fiu înapoi, până luni la București. De ce să nu puteți? Avem destule trenuri. Nu mă refeream la trenuri. Dar la ce? E foarte plăcut aici la voi. Spațiu mare, confortabil. E a voastră casa? A mamei. Jumătate ești pe numele meu. Dar eu las toată când plec. Pleci? Unde pleci? Te măriți? Poate. Vai, ce bine îmi pare. Este vorba de un băiat bun, nu-i așa? Cred că da. Să ai grijă. Nu trebuie să ții cont de ce spun alții. Important e să-l cunoști tu bine pe omul de care vrei să-ți legi viitorul. Altfel pățești ca o prietenă de-a mea care s-a măritat cu unul din interes și a dat peste un bețiv, care până la urmă le bătea pe amândouă și pe ea și pe maică sa. Să știi că nu vreau să mă amestec, dar un lucru e sigur. Dragostea contează. Da, ce să spun? Mă duc să le spun că ați venit. Irina! Păi să nu fie cineva de față când le spui. Să nu afle. Și te rog frumos, nu mai spune dumneavoastră. Ce? Spune-mi pe nume Laura. Ce să nu afle? Că am venit eu. Stai!
multă rogovază. Găsești una prin casă. Și dacă nu găsești, aruncă-le în naibii. Nici nu-mi plac. Irina, poate că n-ai înțeles bine. Nu vă supărați, vă rog. Cât e ceasul? O clipă. La 17. Este... Victore, fii bun și nu mai insistă. Nu pot să vin la nuntă, asta-i tot. Asta nu înseamnă că a căzut cerul pe noi sau că nu o să ne vedem mâine. Dar am promis mamei că nu ies cu tine astă seară și nu vreau să o supăr. Bine, dar ce a apucat-o? Nu i-am făcut niciun rău. Ce are cu mine? Vreau să mă mărit. Mi-a și găsit, cred, pe cineva. Dar a scăpat un amănunt să cunoască și părerea mea. I-a scăpat, e sigură? Victoria, nu te prosti. Știi bine că țin la tine. Că nu iubesc pe altcineva, dar n-am chef să mă cert astă seară cu maică-mi. Știi foarte bine că Nelu a amânat nunta doar ca să fiu și eu prezent. Du-te, cine te împiedică? Și noi am vrut să spun. Băi, Nelica, îți bagi joc de mine, ai? Ce fel de caracter de oameni mai suntem și noi, domn? Plătește măcar jumătate în curse dacă n-ai bani de stui și lasă-mă să mă duc să mă arunc în dulăre cu jetax cu tot firat. Viața mea de râs să fie. Atențiune, nu mai mișcă nimeni, vă rog, începem, toată lumea se uită la aparat. Vă rog foarte mult, nu mai mișcă nimeni. Nu. Te v-ar vedea elevii mei cu la valiera de gât, iar apucat plâns. Auzi, colega, de ce nu treci mai în față? Lasă-l acolo, am impresia că el preferă geografia. Geografia și istoria sunt materii surori, dragă colega. Nu știu dacă sunt surori, dar unde apropiate sunt. Păsărica, păsărica! Hai, domne, fii copilă, roz, roz, domne! Ce faci, domnule? Stai, domnule, faci domnule! Aici, aici? Nu, nu, acolo, acolo! Hai, domne, râdeți, domne, ca-n viață, domne! Nu, hai, hai! Gata, acum începem, da? Unu, doi, ce faci, ce faci, domne? Nu, nu, nu se poate, nu se poate! Vă rog frumos, nu mai stați în fața aparatului, că nu se poate lucra așa, vă rog să mă credeți! Acum nu mai mișcă nimic. Doar două secunde, vă rog și acolo. Începem? Unu, doi, ce am înțeles? Nu mișcă nimeni, nici așa. Atenție! Atenție! Deci, unu, doi, Nu vrei să deschizi? Bine am să stau aici până dimineață, pe mine nu mă deranjează. Crezi că nu te-am văzut când ai venit? Dacă vrei, spun și cum erai îmbrăcată. Aveai un pantalon gri, un tricou cu șireturi, țineai în mână un geamantan și un buchet cu flori. Hai, deschide-l! Vreau să știu dacă vii din partea lui. Dacă îmi spui adevărul, plec imediat. Te rog, deschide. Dacă am spus odată că nu plec de aici, înseamnă că... Ești singură? El te-a trimis. Ai venit să o convinzi să se întoarcă la el, nu? Ai o răstinere pe cuvânt. Despre care el e vorba? Și în fond cine e și ce vrei. Pentru că nu știu dacă ți-amintești, dar ai uitat să te prezinți. Zici că a venit? Da, am dus-o la noi cum mi-a lăsat vorbă. Zicea că mâine trebuie să fie înapoi neapărat. O să plece când o să trebuiască. Mă, ce zici, am mai găsit și asta să vină? Da, dar ce caută fata asta la noi? Da, că ai vers pe pereți ce să caute. Ca să nu întreba prea multe, când bătrânești repede. Vorbesc eu cu maică-ta, șterge-o. Ce aranja cu aia mică?
Mă, Marine, să uită lumea la noi. Crezi că nu văd? Ți-a găsit bătrâna vreo partidă ca lui Fisa, recunoaște că tot află. Lasă-mă, Marine, nu fi prost. Ce crezi că mie merg de acum, dar ce crezi tu? Doarce, Marine, nu s-a aranjat chestia cu sifoanele. Ce sifoane? Păi a fost acolo la bufet și ea nu știu nimic. Ești sigură că ai văzut-o? Hei, na. Crezi că s-a așa amețită că nu mai recunosc prietenele? Ar fi grozav dacă s-a răzgândit. Și era cu Victor? Pe Victor nu l-am văzut. Dacă bătrâna l-a invitat pe cetățeanul cu care vrea să o mărite pe Irina, îi dau afară pe cuvânt. Ei, nu începe chiar din prima zi. Păi da, mă, dau o suport pe Nașă, o suport pe bătrână. Cine i-a chemat pe toți ăștia? Dar-i Nașa ta de la botez, așa trebuie. Da, am vrut eu să o am Nașă cum am vrut să mă și botez. Lasă asta. Hai, dă-i drum. Nu te țineți pe aici până mine. Ați avut o idee excelentă. A, poftiți. Unde ar fi pus în mare idee atâta omenire? Poftiți pe aici, la garderobă. Drăguță, băiețaș, n-ai văzut-o pe Niculina? A, tovarășa franceză. Par ca-n fi înaintea bătăliei de la podul înalt. Mulțumesc, domnul profesor, nu trebuie să mă deranjez. Toată oasea adunată și reduta înaintea oștirii. Nu stă dragă aici, nu stă dragă aici. Niculina, să spun ceva. Vă rog să scuzați-mi amuniți. Haide, dragă, mișcă cu baie repede, mișcă. Hai să vedem ce mai e de făcut așa. Auzi, dai mai multă brânză că e nevoie. Am niște emoții, nu mai pot. Aoleu, și ardeii nu sunt spălați. Duceți repede antreul la masă că e nevoie de ele. De s-ar termina odată. Nu i-ați văzut pe Victor, pe Irina? Nu pe pușica lui Tantinu. Și ce dracu ne facem dacă pleacă astăzi? De? Acum nu mai putem să dăm înapoi. Ce nebună aia de Aneta. Nu putea trimite o vorbă. Fetele, o trimit azi, o trimit mâine. Parcă suntem în pădure. Eu să rămân aici, tu să te duci acasă, că știi să te descurci. Zău, ce spui, frate? Știi că ești bine? Nu cumva ai fi vrut să vină la mine acasă. Păi la mine e Irina. Uite ce e, Tanti. Îi explici și o să te înțeleagă, că e om în toată firea. Da, dar e... Ascultă-mă, mai te duci acasă și dai două, trei pastile de alea care ți le-am dat. Mai ai pastile de alea? Mai am, dar... Vezi dacă își face efectul, dacă nu își face efectul, mă duc eu la mine acasă și aduc... Mai mă, vă rog, poftiți la masă! Poftiți la masă, vă rog! Așa, așa! Și dumneavoastră de acolo, vă rog să poftiți la masă! E loc pentru toată lumea! Așa! Scuzați-mă! N-am văzut! Așa! Mișcă, mișcă, mișcă! Nu v-ați așezat la masă! Vai, îmi pare rău! Uitați-vă peste un loc acolo! De-acolo, așa, 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 așa! E al tău, nu e al tău? Atunci de ce? Nu se poate înțelege odată. Nu vrea titel. Adică nu poate acum. Tu crezi că mie mi-e ușor să renunț? Nu renunța! Ce importanță are ce vrea el? Ce importanță are? Cum să-l nenorocesc? Doamne, ruptul capului! Când o să aranjeze lucrurile, o să avem mulți copii. Aș vrea să am un băiat de la el care să-i semene un băiat brunit și cu ochii albaștri. Și înalt, 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 exagerat de înalt. Am să merg pe stradă cu el și toată lumea o să spună că sunt sora lui. Apropo, câți ani îmi dai? Nu știu, două... Nu, da, te rog, te rog, fii sinceră. 23. Exact. De unde ești? Ți-am spus eu când am terminat liceul. Dar par mai bătrână, nu-i așa? Ba, nu pari. Ba, da. Ești tu, drăguță, dar par. Par de vreo 27 de ani. Am suferit enorm. Eu mai am încă trei frați. Sunt singura fată și sunt și cea mai mare. Când m-am născut eu, tata a vrut să plece de acasă de necaz. Dar pe urmă, Irina,
Vreau să te rog ceva, dar să nu spui nu, bine? Nu spun nu. Nu spui nu? Nu. Nu? Nu. Hai spune, spune, nu spun nu. Nu spun nu. Așa, diseară mergi la nuntă, da? De unde știi de nuntă? Mă privește. A, am auzit la radio, la buletinul meteorologic. N-are importanță de unde știi, dar vreau să mergi diseară acolo, da? Vreau să te ajut. Să știi că la servici îmi spun 06. 06 adică salvarea. Dacă întârzie cineva de la servici, îl semnez cu mâna stângă. Dar într-o zi m-am tăiat la mâna stângă și atunci n-am mai putut ca să-l semnez. Mereu vrei să schimb vorba. De ce? Ah, bine venit, fetiță! Să rămână, doamnă. Mai bine, mai târziu decât niciodată. Irina, ai servit-o cu ceva pe domnișoară? Nu, mulțumesc, n-am vrut eu să iau nimic. Nu, nu se poate, în casa mea o dulceață, trebuie să vă dau. Să știți că semănați. Așa un pic. Nu prea, mai mult cu taic-so, încăpăținată ca el. Da, de odihnit ai odihnit? Trebuie să vă spun, n-am prea avut timp. Am plecat mai devreme de la servici, m-am învoit. Ia vezi, te odihnești. Ar fi bine, dar a trebuit să-mi iau de lucru acasă. Așa că... O să ai cam un ceas de dormit. Ia spune, ce mai face nebuna aia? Că n-am mai văzut-o... Doamna Aneta, așa cum o știți, cu treaba, cu alergătura, după ce a scăpat de scandalul ăla cu casa, s-a necăjit săraca îngrozitor. Dar ce-a fost cu casa? Că eu nu știu. A vrut să cumpere o casă, găsi o casă foarte centrală, cu 3 camere pe hol, baie de pendințe. Au făcut actele, era vorba de un cunoscut al dumneaei, un recomandat, așa zicea. I-a dat o parte din bani și după aceea omul s-a răzgândit. Și bani ciuciu. Da. Proasta. Auzi, să dai banii fără contract la mână. Nu mai poți avea încredere în nimeni în ziua de azi. Hai, fetiță, să te odihnești puțin în pat. Da. Așa. Desuplapă-mă acum. Uite pastilele astea, să iei câteva înainte de... cu puțin apă. Poate că o să am fericirea să-l cunosc și eu pe domnișorul ăsta. Cum îl cheamă? Titel. E arhitect la noi la institut. Dar să știți că n-are nicio vină. Nu. E însărat? E în divorț. A suferit îngrozitor în căsnicie. A, da, înțeleg și vrea să-și refacă viața. Da, sper să-l pot ajuta. De fapt, nu știu, am fost obligat să facem pasul ăsta din cauza eventualelor complicații. Dacă era după mine, o păstram copilul, nu, era așa visul meu. Lasă, că o să mai ai copii, dragă. Numai cine n-a avut nu știe ce înseamnă să crești un copil. Vai, doamnă, iertați-mă, vă rog. Am uitat să... Nu, dragă, nu trebuie, nu, 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 te rog, nu. Una, două, opt. E bine, nu? Da. Titel vă este foarte recunoscător. Da, îți mulțumesc și zoresc sănătate, dragă. Mulțumesc. O să-i spun și nașii, știi? Ea contează. Dar definitiv, ce vrei tu, Irina, mamă? Mă învinovățești fiindcă vreau să-ți fac un rost în viață? Dar numai eu știu și mâinile astea ale mele cât sufăr pentru tine. Hai, nu mai plânge, că te mai plesnesc odată. Acum nu plângeam pentru asta, mamă. Nu pricep nimic, tu ca să iei bani, ești în stare de orice. Doamne, cum poți să vorbești așa cu mama care sacrifică pentru tine ca să te crească? De ce mă judeci pe degeaba? Eu mă zbat atât de mult. Mă chinuiesc și pentru tine. De fapt, nașa se ocupă cu treburi de asta. Eu n-am nicio vină, crede-mă. Nu înțeleg, mamă, nu înțeleg. Nu vezi că degeaba caut justificări? Nu să mă convingi niciodată că ai dreptate. Și ai să mă nenorocești. Mi-e teamă că asta o să se întâmple. Ei, lasă. Lasă că o să-ți treacă, o să uiți tu. Când o fi mai rău să ne fie ca acum? Turturnica lui Planti, să trăiască totul mare, să trăiască toată lumea! Fericire la toți! Să trăiți copii la mulți ani! Cum vă simțiți, doamne, la masă? Da, da. A vrut el să se întoarcă profesorul în orașul lui? Cineva să-l trăie. Și profesoarea lui.
vedeam. Liniște, vă rugăm! Bastează tovarășul director! Pentru fericirea și izbânda în viață a iubiților noștri. Fericire, fericire, este aici! Urez casă de piatră și o traie de copii. Cinci copii! Da, mai cel mare, roșu câștigător! Iertați-ne puțin! Am așa o strângere de inimă. Cadouri. Parcă nici n-am fi la nunta noastră. Parcă noi am fi căsătoriți de câțiva ani și am venit la nunta lor. Hai, știi? Mă. Pentru mine Irina e mireasa. Eu sunt doar ce-am îmbrăcat în alb. Hai mă, fi liniștită mă că se rezolvă totul. Vezi? E sigur că da, baba o să obosească și atunci mă duc și o duc pe Irina. Nici o problemă. Hai că ne așteptăm. Dragi copii! Dei! Ce frumos ești, mașule! Dă treaba, Dumitare! Uite cum facem, tanti! Mergem acasă, luăm toate lucrurile alea și plecăm împreună! Unde să știați? Hai, 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 care te de aici că ți-ar duna de nu te vezi pe mare și prost! De să nu-ți mănânci proteza! Du-te, dragă! Nebun! Bine? Te-am întrebat, unde vrei să o ștergi cu aia? Avem și o treabă cu femeia asta, tăticule, ce nu înțelegi? O să zic că tot după capul tău faci. Nu vrei să mă asculți, bine? Eu spun că o să iasă cu scandal. Știi cât m-a costat pe mine venirea asta aici? Hai mă, tăticule, parcă pe mine nu m-a costat. Ce Dumnezeu, mă, tăticule? Tu v-ar înțeles nevasta acasă, dar eu am venit la... cu... Adică pe mine nu mă costă, nu? N-am fost eu cu lant cu tine. Să-l iar tăiai bine cu bărbatul tău. Să știu și eu cum să procedez. Că nu să-mi pierd noaptea pe la nunți cu toți învățătorii. 7 discursuri și o sarma! Nu iar de mie de nunta asta ca nu tata de sanatoriu de hingheri. Mă, tăticule, am vorbit cu oamenii ăștia, îți dă cadou înapoi. Nu, dracu, de cadou, nu m-a făcut pe mine o pungă de roz în plic. E vorba de ce promite omul când e om. Hai mă, tăticule, ce ești prost, mă, ce-ți acum? Dacă aș de cât îmi bat eu capul să fac rost de parale pentru tine. Deci te-ai hotărât? Nu încotro, Irina, înțelege-mă. Ca să-l pot păstra pe el, trebuie să renunț. La... Altfel stricăm totul. Vorba lui, avem toată viața înainte. Putem face 1000 de copii dacă vrem. El tot n-a avut noroc să aibă de la nevastă sau n-a vrut ea. Bine, dar de ce te gândești numai la el? Dacă nu o să mai ai niciodată copii, nu-ți dai seama? Îl iubesc prostuțul. Nu vreau să-i fac niciun rău, asta e tot. Doamne, grea mai ești de cap. Iartă-mă, am glumit. Sper că nu te-ai supărat. Hai că mă ții de vorbă și n-am lucrat nimic. Ia uite, îți plac? Ce sunt, niște vile, nu? Da. Foarte frumoase, parcă sunt artificiale. A lui e concepția, dar are altele și mai colosale. Un motel lângă un lac, ceva extraordinar. Eu am să-i copiez și motelul. Așa mi-a promis. Știi la ce mă gândesc? Când o să te măriți, vorbesc eu cu tite să-ți fac un proiect pentru interior. Fără bani, bineînțeles. Când m-ai mărita? Mai e până atunci. Da, când o să te măriți. Irina, scumpă,
Da, am o mare, mare, mare rugăminte la tine. Spune. Te rog frumos, du-te până la poștă. Sper că m-ai deschis încă. Dă un telefon la București. Îl chem pe domnul Rușan. De titele vorba. Spune-i din partea mea că totul e în regulă, să fii liniștit. Și atât. Da. Da? Te rog frumos, am de super că te deranjez. Stai să-ți dau numărul de telefon. Du-te să nu se închidă, da? E frumos ce faceți, tovarășe. Spune și dumneata, n-aveți și noi casă, masă, să stau toată noaptea după fundul clientului. Dar asta nu se poate, vă rog să fiți oameni de înțeles. Dumneavoastră ce părere aveți? E bine cum procedați? Ce să mai vorbim? Nu, dacă ziceți că e bine, dau demisia de la TAPR, pe cuvântul meu. Poftim. Cam târziu. Dacă nu primesc comanda în 10 minute, închidem. Dați-o fulger, vă rog. Bine. București, cabina 5. Aveți Bucureștiul la cabina 5. Alo? Alo? Alo, da? Casa Rușan? Cine întreabă? Domnul Rușan, aș vrea să vă comunic ceva din partea Laurei. Nu, nu e Casa Marinescu. Casa Rușan, nu. Casa Rușan, am spus. Ați greșit, domnule. Cu domnul Rușan. Cu Titel. Nu e niciun doctor Marinescu. Și vă rog să fiți mai atent, domnule, când faceți numărul. Ei! Ce-ai, dragă? Ți-e rău? Nu. Să-ți dau un antidoren? Nu, mulțumesc. Sau un pahar cu apă? Nu, nu. Vreau să te ajut din toată inima. Am și eu o fetiță de vârsta ta. Hai, spune. Mai dați-mi o dată Bucureștiul, vă rog. Sigur. Doamne, ce de necazuri pe capul femeilor. Alo, alo, ești Bucureștiul, dragă? Alo, alo, Bucureștiul, Bucureștiule? Răspunde tu dacă mă auzi. Bucureștiule, mă auzi? Alo, alo. Hai, hai, ai legătura. Aici, da? Da, acolo. Alo? Da? Domnul Rușan? Iar dumneata, domne, să știi... Dacă închideți telefonul, vin acasă la dumneavoastră și spun tot. Laura nu o să renunțe la copil. Așa am stabilit amândouă. Și ca să fie sigură că nu se va răzgândi, mâine dimineață îl declarăm la spitalul de aici. E limpede, nu? Așa a hotărât ea. Ne-am înțeles, da? Transmite salutări soției și noapte bună. Bună seara! Uite, dragă! Să nu mă găsească aici. Hai că sunt gata! Tu stai acolo și aștepți la nuntă, da? Da. Găsesc un pretext să expediez, că nu-s proastă. Și dacă pui mâna pe ea, nu mai lasă să plece. Bun, hai. Ești o fată minune. Poate am să te ajut și eu odată și odată. Poate. De fapt, ce cauți tu ești și cine ești? N-are importanță. Ți-am spus cum poți să mulțumești dacă vrei. Și dacă nu mi-ți adresa. Cum o să uit? Mărășești 27. Săptămâna și ilustrată, da. Jur. Bun, ăsta o să fie darul meu de nuntă. Le pun toate într-un pachet și le aduc aici, da? Da. Hai, acum trebuie să plec să nu te găsească aici. O ții acolo toată noaptea și dacă spune că n-are rochie, scoți mașina și... Gata, hai. Ești o fată minune. Da. E, acum mergem la o nuntă. Oh, hai. Mamă, care m-ai făcut. Haide! Și fustele scurte și pantalonii, depinde cine poartă. Hai, trei zâmbi, bun noroc. Hai, bulie. Hai, Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
ăsta cine mai e dragă care ți-o pe acolo în mijloc? Cine? E responsabilul magazinului alimentar, șeful direct al mamei Irinei. Și dacă e șef, trebuie să agite atâta zău, ne facem de râs față de lume. Uite-te la el. Ai vorbit? Da. Și? I-am spus să fie liniștit. Cum ai rugat. Și el? A spus că... să nu întârzi prea mult. Și că te așteaptă. E tare finuț dragul de el. Vrea să vină cu mine, dar nu știu, în ultima clipă a intervenit ceva și n-a mai putut. Dacă ai ști ce frumușel e... Vrei să-ți fac un ceai? Nu. Nu mulțumesc, la mine ceaiul e mai rău decât cafeaua. Dacă beau un pahar, nu mai pot să dorm toată noaptea. Parcă am trebuit să vină. Știi că mi-e puțin frică. Laura. Irina, ce-i cu tine? Hei! Să știi că nu-mi place cum te machiezi. Uite, vezi linia asta de la ochi, să nu o tragi așa în jos. Nu stă bine, îți face ochii mici. De ce nu dai cu verde pe pleoape? Le dă o transparență colosală. Hai, vrei să te machiezi eu? Hai, vino! Să știi că mă pricep. Și Titel machiază grozav. De câte ori mergem undeva la un spectacol sau la... el mă aranjează. Ești de mult cu Titel? Uneori câteva luni e imens, alteori câțiva ani. E foarte puțin. Da, de 6 luni, de ce întrebi? Îl iubești, așa-i? Să știi că nu vreau să spun vorbe mari, dar nu concep să trăiesc fără el. Știi, eu nu l-am cunoscut decât pe Titel ca bărbat. A fost extraordinar. Flirtam de câtva timp, dar nu îndrăzea să-mi spună nimic. Știa că n-am să accept, era deștept. Și într-o seară ne-am dus la un... închide ochii, așa... la un coleg de-a lui la un ceai. Dar ea tocmai suspendaseră, colegul a plecat de acasă și am rămas singuri. La început ne-am cam zăpăcit noi puțin așa, după aceea a vrut să mă machieze. Prietenul lui era machior de meserie. Avea o trusă, o nebunie. Și m-a machiat. Fond de ten cu roșu, cu albastru, cu portocal, ce mai cu de toate. Când m-am uitat în oglindă, să mor, nu altceva. M-a făcuse bătrână. Și atunci mi-a spus că asta ne așteaptă pe toate. Și am dat dreptate. Atunci ai fost a lui pentru prima oară? Da. Așa bătrână cum mă machiase. Nu ți se pare colosal? Ba da. Ți-am spus eu, mă, că o să vină. Uite, mă, cine e cel mai bun prieten al tinerețelor mele. Mă, obraznic cu ăsta. Mă, vine el tocmai de unde vine, ca să fie prezentat. Spune adevărat că pleci luni? Da, din păcate, da. Ridicam ancora la 5 dimineața, luni. Nu se poate. Așa, ce, lasă asta, spune-mi ce-i cu Irina. Ce-i cu Irina? Cred că o să vină, nu știu. Fii atent. Dacă voi nu plecați logodiți de la nunta mea, eu bag divorț. Hai, mă, termină. Să poftească la masă. Păi noi unde mergem? Laura, s-a întâmplat ceva îngrozitor. Când i-am telefonat lui Titel și i-am spus să-l chem din partea ta, s-a prefăcut că nu te cunoaște. Da, Irina, te rog, n-ai dreptul. Poate că n-ai vorbit cu Titel. Așa am sperat și eu. Și i-am mai dat un telefon. Tot el era. Mi s-a părut așa meschin și speriat și... Nu, n-am cinstit, Laura. Crede-mă. A vrut să-mi închide telefonul și atunci am spus tot. Așa cum aș fi vrut eu să faci. Că nu ai să renunți la copil, că... Ai greșit, Irina, telefonul. Sau poate că era defect. N-ai vorbit cu Titel. Titel ține la mine. Sunt sigură că nu m-a mințit. De ce nu mă crezi, Laura? De ce nu mă asculți? Oricum e mai bine așa. Unde e domnișoara? Ia să vedem. De, dacă n-aveți și voi grijă, cine-i de vină? Hai, întinde-te pe pat. Irinu, calotanti, ne lași singuri o clipă?
Așa, ia să vedem. Lasă burtica moale, așa, respira adânc. Respira adânc, dragă! De, ai așteptat cam mult, păpușu. Dacă mai întârziai o săptămână, nici papa de la Roma nu te mai scăpa. De ce ai stat pe gânduri, dragă? Așteptai lăutari? Drept să vă spun, doamnă, nici n-am prea știut. Tot el și-a dat seama. Ia uzi, ai dracu de derbedei. Nu le trebuie plozi. Dar să umble cu călindare sau să le învețe pe toante să numere zilele. Nici asta nu le vine. Pleca de rangul. Doamne, vă rog frumos să nu vorbiți așa despre el. Zău? Știu, drăguță, știu. El e Sfântul Spiridon. Toți o apă și un pământ. Sau ești măritată? Nu, n-am spus că sunt măritată, dar... Vezi? Lasă, dragă, nu m-a învățat tu pe mine. Că-ți trecută prin jur și prin dărmon. Măcar banii ți-a dat dumnealui? Da, mi-a împrumutat. S-a oferit singur. Aha. Vedeți că mai greșit și dumneavoastră. Ești visătoare, fetițo. A scos banii repede să scape de belea. Mi-am spui. Ce? Ia uite, dragă, păi să poate, dragă, să plângi. Ia uite la ea, o mâncă oară, mama, ia întoarce-te să te vedem. Haide, Tino, hai că m-a dus apa. Hai că m-a dus apa. Toată frumoasă și-a trece ochișoare, mamă. Păi da, Tino, ea nu m-a mai visat, dragă, e comedie. Aula, hai cu tanti, ai încredere în mine. Așa. Hai, vino. Vino, puișoar. Pardon. Așa, fetițo. Așa, încetișor. Acum poți să și dormi în ceas două. Să ne învelim frumos și mâine dimineață o să poți să prinzi și trenul. Să te întorci înapoi acasă, dacă ai să vrei. Acum nu se mai poate face nimic? Cum să nu? E, o să fie el cam încăpățânat, că de, e cam mărișor. Da, ne descurcăm, noi n-ai grijă. Nu, mă gândeam că... Dacă m-aș răzgândi, nu s-ar mai putea face nimic? Uite ce-i, fetițo, una și cu una fac două. Tu ai venit aici să te scăpăm din încurcătură, nu să-mi faci mie pe sfânta. Ori crezi că eu sunt arhiepiscopul din Giurgiu. Am început treaba, gata. Te mai gândești, dumneata, data viitoare. Cum adică nu se mai poate face nimic? Ce? Ca să-l ții? Păi nu prea, că am început treaba. Peste două ceasuri o să ne zică domnișorelul pașii puții. Și pe urmă nu ne rămâne decât să-l mai dăm afară și să-i facem Sfânta Cruce. Și dacă nu o să am niciodată copii? Dumnezeu e mare, păpușo, când nu vrea, atunci te blagoslovește. Ce s-a întâmplat? Eu am vrut cu adevărat să știți, dar circumstanțele au fost așa, nu știu, am fost nevoit. Păi sigur mie îmi spui. Ce e? Hai, Niculino. Cum? După cum văd eu, domnișoara nu e în toate mințile. Ia-ți-l, dragă, și nu m-a mai întrebat. Hai că spune-o afară. Ce mai vrea, Titino? Hai, hai. Vino-ți în fire, fetico. Ce-mi trebuie mie tanti balamul cu ăsta? Vine la operație ca la Sfânta Spovadă. Să se ducă, Doamne iartă-mă, la mitropolie, dacă se simte cu sufletul prihănit. Vorba aia, n-am eu timp de păcatele mele, damite dale altora. Hai! 4,3. Zău că acum îmi pare rău. 4,31.
Tu vezi ce mi-ai făcut? Chiar. Dacă nu o să mai am copii. Doamne, ar fi îngrozitor, nici nu vreau să mă gândesc. Hai să vorbim despre altceva, vrei? Ție-ți place să călătorești? Mhm. Da, nu. Nu prea am avut ocazia. Doar acum un an am fost la Poiana Brașov cu cooperativa pentru 2 zile. Acolo l-am cunoscut. Și eu am fost la Poiana Brașov de mai multe ori și iarna, nu știu, odată sau de 2 ori. Am fost și în străinătate, la Praga, în Cehoslovacia, în Orașul de Aur. A fost extraordinar și grupul cu care am fost era minunat. Ne plimbam pe străzi, ne uitam la vitrine. Nu, zău, e grozav să călătorești. Și până când te întorci. Uite, eu când mă întorc în București, chiar dacă am lipsit așa o zi sau două, mi se pare curios că orașul a existat fără mine, că când mi-a simțit lipsa, când mă oprește lumea pe stradă să mă întrebe unde ai fost? Unde ai fost, dragă, că ai lipsit din oraș atâta timp? Tovarășe marinare, ați observat în insulele Capului Verde relieful muntos și clima ce le caracterizează? Lasă-mă, dragă, îmi pace să vorbesc cu băiatul. Ce zici, David? Se simte bine, da. N-a venit Irina. Ce face? Tu nu crezi că ar trebui să stau de vorbă cu bătrâna? Nu cred că e bine să te anestești nervii. Să ne așteptăm. Ia uite. S-a făcut îngrozitor de cald, nu? Te rog, fii drăguță, ștem un pahar cu apă. Nu mai întreb o dată unde ai fost. Flor să pun pe mormântul mamei mele dacă nu iese cu scandal. Hai să mă îmbolnăvești, tăticule. Am fost cu Niculina la ea acasă. E tocmai asta, ce ai căutat cu Niculina? Te întreb pentru ultima oară. Că eu tot i-am desfăcut contractul de muncă. E mai bine așa? E bine. De fapt, ce te doare? Nimic. Acum mă simt bine. Dar dacă te duce la nuntă, zău că m-aș simți și mai bine. Știi că eu am fost o dată la o nuntă. Cu el? Nu, mai de mult nu-l cunoșteam. Se căsătorea prietene de-a mamei, colegă de serviciu. M-a luat și pe mine domnișoară de onoare. Și era îmbrăcată foarte frumos, aveam o rochie lungă, roz. Era superbă rochia. Și când am coborât din mașină la fotograf, am sărit într-o băltoacă și l-am umplut de noroi pe băiatul cu care, cavalerul meu de onoare, era un tip așa mai blec, mai caragios, văr cu mireasa. Și el n-a mai putut intra la fotograf și atunci, nu știu, a început să plângă. Sau... Oh. Așa că e caragios? Știu foarte multe lucruri nostime. Când eram la școală, povesteam tot felul de lucruri ciudate. Ascultau și profesoarele și se prăpădeau de râs. Ce ai? Nu,
Spune ce rău. Nu, nimic, trece. Știi ce vreau să-ți propun? Care o să se căsătorească mai târziu? Să vină domnișoară de onoare la cealaltă, vrei? Să știi că nu mi-e bine deloc. Deschide puțin fereastra. Nu, nu, nu! Nu! Nu, te rog! Te rog, nu te du, stai lângă mine! Mi-e rău, mi-e frică. Nu știu. Nu știu ce să fac. Nu mă pricep. Mă duc să le chem. Nu. Nu, te rog, nu mă lăsa singură. Stai aici cu mine. Nu. Te rog frumos, nu mă lăsa singură. Tu crezi că mai trăiește? Cum să te ajut? Să-ți iau compresa? Poate din cauza ei. Sau poate nu trebuia să mai iei doctoria. Dar așa mi-au lăsat vorba. Doamne, simt că nebunesc. Te rog, stai liniștită. Te rog, liniștește. Nimica, lasă că trece. N-am uitat nimic? Compresele? Ce-am făcut? Doctoria? De ce nu te-am ascultat, Irina? N-am. De ce m-ai lăsat? Gaudea musicitur, iubenez dumsumus. Gaudea musicitur, iubenez. Știți cum îi zic copiii profesorului de istorie? Șalăul! Ce am eu comun cu peștele respectiv, dacă aș avea bot, mai zic? Dar am și buzele subțiri pe deasupra. Pictoraș, mamă, fata mea nu-i de tine. Ea n-are nici case, nici economii, cum au alte fete. Copii, ce să-i faci? Se referă probabil la ochi. Asta e la dânsul, că-i spun ciclop din cauza felului ciudat de a privi. Prostii, colega. Și pe urmă, tu ești departe, e departe. Nu puteți constitui o familie. Iar dumneiei îi spune, am eu bani. Iar tovarășului de sport, buhaiu. Ascultă-mă pe mine. Eu sunt bătrână și ochii mei proști au văzut multe. Mănâncă, Titino. Taci, dracule, din gură. Că te cârpesc, idiotul. Ne-am nenorocit. Vezi că-s proști și nu văd. Pun mâna în foc, că v-ați închis pe dinăuntru. Ia-o tu înainte. Hai, ia-o înainte, că vin și eu după tine. Lasă, lasă, nu mai plânge, nu mai plânge, că te mai vede careva. Mamă, ce ne facem? Maica Domnului cu pruncul în brațe, ajută-ne! Thank you.
ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Spune. Plecați de aici, mă băieți. Spune, Irina, ce s-a întâmplat? Ce ți-am făcut? Ce s-a întâmplat, Irina? Spune, ce înseamnă asta? Uite și rochea ta ți-a adus-o, Victor. Nu, las-o! Ai pus prea mult, nenorocit-o. Toată sticla ai pus-o. Oh. Eu mă duc să-mi pun ștreangul de gât. Stai aici! Ține-ți botul! Ușa, ai închis-o? Nu asta, aia de afară! M-a pedepsit Dumnezeu. M-a pedepsit. Mai știe cineva de fată? Afară de Irina? Numai Irina, doar să nu fi spus la cineva. Știi tu cum e tineretul de acum? Că nu fi nebună să-și nenorocească mama. Sfinte Antoane, ajută-ne să scăpăm din nenorocire. Hai să o punem în pat. Hai! Ce grea mai e! Ce zi e astăzi? Nu știu. 26 stil vechi. Ziua lui bărbatul meu, Sfântul Pavel. El mi-aduce chinion. Ce să mă fac acum? E cuvântul meu de onoare dacă i-am spus ceva rău sau dacă m-a atins-o cu un deget măcar. Irina, nu pleca. Irina, dacă pleci, n-am să-ți uiesc niciodată. Irina, te rog, nu pleca. Mergem cu toții! Nu mă conduce nimeni. Dacă vine cineva după mine, nu mai fac niciun pas. Și rămân acolo în stradă, toată noaptea. Dar ce ai făcut? Dumnezeu mi-e martor, n-am scos o vorbă, nu-i-am spus nimic rău. Fitino, dragă, descurcă-te cum poți. Eu nu sunt moașe, nu fac reclanșe. Ce ai făcut tu cu fata, te privește. Oh, ce-ți vine cu anul mare? Dar celelalte care le-am făcut la mine acasă, cine m-a ajutat? Eu n-am participat la ele. Te-a ajutat cine m-a ajutat? Nu, ce crezi că am să tac? Eu n-am participat. Mă crezi fraieră? Nu. Da? Și pastilele, cine-am dopat-o ca pogus cu acolo? Pastile! Ca doctoriile, cine le-a făcut? Da, baia fermite. Cotoanța dracului, banii mei l-a pus nebada la ea! Stai așa! Ce vrei să faci, nemernico? Vino încoace! Vino aici! Stai așa! Oameni buni! Omegheți! Aripani în sân! Îi ține la ea! Uite, dovara, tovarăș! Dovada, tovar! Ar dracu, ce m-a speriat! Doamne, doamne, ce ne facem când ne apucă dimineața? Irina, unde mai duci azi acasă, te rog? Nu se poate. Ce nu se poate? Nu se mai poate, am ținut foarte tare la tine, Victor. Nu înțeleg, cum adică ai ținut foarte tare? Acum nu se mai poate, acum e prea târziu. Ce e prea târziu? Prea târziu. Ce e prea târziu, Irina, spune? Ai să afli tu singur când ai să te întorci. Ce să afli? Iar... Ai fost al lui? Chiar dacă ai fost al lui, nu mă interesează, pricep? N-a fost a nimănui, te iubesc foarte tare, Victor. Și eu te iubesc, Irina. Vreau să rămânem împreună toată viața. Pe cuvântul meu de onoare, Irina, vreau să rămânem împreună, te rog! Minți. Nu mint. De ce să mint? Ce vorbe e asta?
Dacă îmi spune că am găsit-o leșinată pe stradă... Așa. Și am adus-o înăuntru ca să-și revie. Și când colo... Croștii mai crezi tu pe ăștia. Adică vine ea de la București să leșine fața casei tale. Mă ferește. Și autopsia? Arde iar focul cu autopsia lor cu tot. Irina, mamă, vrei și tu o cafea? Cine dracu, Doamne, iartă-mă, mai pus și buruienile astea aici. Uite, eu mă gândesc că dacă am declarat chiar pe cinstite că a fost așa și pe dincolo, tot nu scăpă fără 10 ani. 10? Nu zici mai mult. Dacă nu cumva mușcă-ți limba, Doamne, iartă-mă. Irinuco, Irina, mamă, tu n-ai spus la nimeni, fetițo. Să nici nu spui, scumpă. Să nu spui, mamă, că ne-am nenorocit. Toate trei, că ești major și o să spună că ești tu și ai tăcut. Nu, tanti? Da, Irina, mamă. Ia să te fi făcut că nu cunoști când a venit la gară. Cum venea? Pleca, naibii. Și acum trăiam toate fericite. Dar voi m-ați trimis la gară. Nu e asta. Dacă spunea mama ta să te arunci în pus, tu te aruncai. Prea e bună și cu minte fata asta, tanti. Ai crescut-o rău? În puf? Unde? N-ai știut să o crești? Acum atragi? Lași vântul cu miresme parfumate, ce ușor se furișează în fior. Hai, băieți! Atenție la fiul! Băieți! Lasă-te la urmă și mușcate! Irina! Cine dracu prinde pe pensiva? Băiată, Irina! Ce-o ții acolo cu dumneata? În atacul tău de pământ! Irina! Irina! Băgalu, tanti, du-te! Să nu cumva să le dea prin cap să vină aici! Hai, îmbracă-te odată! Altfel nu mai scăpăm de nebunii ăștia! Stai acolo cât poți și vin, uite! Fii tare! Trecem noi și prin încercarea asta! Ajută-ne! Să vezi ce chef o să tragem până mâine dimineață. Victore, hai să-i lăsăm. Te rog, să mergem undeva. Oriunde. Aveți noastră dreptate. De-aia hotel. Ne deranjați la ce oră, poftiți. Poftiți. Bine, dar n-am decât bilet de voie. Îmi pare foarte rău, dar n-am cum. Fără buletin nu se poate. Vă înțeleg, mersi. Dă-mi, te rog, buletinul tău. Al meu l-a lăsat pe vas. Thank you.
Irina, ce-i cu tine? Pentru numele Lui Dumnezeu, spune-mi ce-i cu tine, ce s-a întâmplat? Ai încredere în mine și spune-mi. De ce să am încredere în tine? Nu vreau să am încredere în tine. Nu vreau să am încredere în nimeni. Nimeni nu trebuie să aibă încredere în nimeni. Aveți vreo problemă, tovarăș? Nu. Nu. Vreau să știu dacă mai e cineva înăuntru. Spuneți-mi mie și raportez eu. Ceva cu marinarii? Nu, nu. Voiam să știu programul. Trebuie să-mi fac o mutație. Vreți să vă faceți o mutație? Da. Mhm. Alo, tovarășă. Bună seara. Buletinul dumneavoastră. Dragă, cine-i, nu mă nebuni. Să mai crești copii. Ce copii? Tu n-ai văzut cheile alea? Ce chei? Cheia de la ușa din față. N-am văzut-o. Bună seara. Intrați, vă rog. Mai întâi să lămurim niște lucruri. O cunoașteți pe dânsa? E, ce să-i faci? Asta-i viața. Cum adică? Nu-i fiica dumneavoastră așa cum susține dânsa? Toți suntem ai lui Dumnezeu până ne ia la El. Și pe urmă, fiecare cu păcatele lui. Da, intră, Irina. Poftiți, tovarășe, ieși nașa în casă. N-are a face nașa, tovarășe. Eu vreau să știu dacă Dumnezeu este fica dumneavoastră și dacă locuiește aici. Asta vreau să știu. Sigur că e fata mea, că doar n-am 100 ca să nu le cunosc. Păi atunci de ce o lăsați să umble singură pe stradă la ora asta și fără buletin? Și fără niciun scop în viață sau ceva? Aveți dreptate, tovarășe! Lăsați-mă să termin, vă rog, că doar nu o să punem câte un milițian pentru fiecare tânără să o conducă noaptea acasă. Fiindcă mamele le lasă pe fete sunt de brambura prin oraș noapte. Dar eu nu spun nimic, eu pot să plătesc și amendă dacă vreți. A, nu. Nu-i vorba de amendă. Dar dacă se mai întâmplă odată, eu personal vreau să fac de la cunoștință că nu vă mai aduc fata acasă. Dar nu-i vorba de amendă. Rog. Nu e nevoie. Dar dacă se mai întâmplă odată... Dar de ce să nu plătesc amendă? A? Bună seara. Da, mulțumesc, tovarășe, și să fii sănătos, serviciușor, tovarășe. Nu ți-e rușine, Irina, lasă că o să vezi tu ce o să pățești de la mine. Umbli brambura prin oraș, așa v-am învățat la școală, să umbli noaptea pe drumuri. Bravo, tânticu, bravo, bravo, tânticu, ne-ai salvat, ai fost minunată, tânticuța mea iubită. Doamne, am tăcut, mama. E drept. Nu mai plângete. Dar cu ce preț? Ce vrei să spui? M-ați murdărit. Mi-ați distrus viața. Lasă, dragă, că nici ei nu-i ușor, biata fată. Hai. Nu mai plânge, dragă.
Hai, Irina, mamă, scoală-te! Scoală-te că e dimineață! Ia uite, tante, ce-am pățit aici. Fieră ți-ai dracului de câini cu cine v-a pus garda de dimineață la gât. Ar trebui să plecăm de aici, tante. Să nu ne mai găsească dracului cineva pe acasă. Da. Tu ce părere ai, Irina, mamă? Să ne vedem de treabă până diseară. Până atunci, ne-am bate capul și-am găsit noi ceva. Luați-o care încotro, eu mă duc la coafor. Să mă aranjez. Îmi fac părul, îmi fac unghiile. Acolo vine lume multă. E bine să fim văzute în oraș. Și venim aici și ne schimbăm din când în când. Și eu aveam deschis azi la alimentara. Du-te, să nu vină după dumneata. Cine rămâne acasă, fetelor? Rămân eu. Bravo, draga lui tanti. Bravo, păpușica lui tanti, mâncate ar mama. Ia-o, dragă, înainte. Ce te tot învârtești atâta? Și să ne ținem gura, fetelor. Că despre mine mă jur pe copilul, nu frate meu. Că mă știi că țin la el. Că n-am să suflu o vorbă, chiar dacă m-ar forța. Că nu vreau să-i periclitez lui fata asta. E și ea tânără, săraca. Și are viața înainte. Irina, fă ce-ți spune titina. Fă-o-ge, dragul tăicuț tău, că de acolo de sus poate că vede ce necaz a căzut pe capul măicuții tale. Hai să mergem, tanti. Nu pe acolo. Schimbă-ți, dragă, rochea, că o să zică lumea că n-ai trecut pe acasă. Hai, hai! Pa, pa, bomboana lui tântică. Că ai rămas ultim. Nașule, o caută un om pe doamna Titina. Ce-mi spui mie? Uite, luăm ce știu eu. S-o caute acasă. Sau în Dunăre. S-o fi aruncată în Dunăre. Ce știu eu unde-i naș. Hai că ai rămas singur. E singur înăuntru și trebuie să facă curățenie. Măi, nene. Măi, nene, fii drăguț. Să uită lumea la dumneata și... E rușine. Ai rămas singur aici. Ei, Titina, a treia din dreapta de lângă fereastră. Au avut dreptate oamenii. Doamne, ce putere are femeia asta! Și n-a stat o clipă toată noapte. Vă mulțumesc, doamnă, ați fost foarte amabil. Răzvan, Răzvan, vină încă puțin. Trage-te o fugă până la nuntă, la școală, și dă-le scrisoarea asta. Da. Știu eu pentru cine e.
Un kilogram și 200 de grame. Circulați. Doamne, dați-mi 200 de grame. Doamne, vă rog, să-mi dați 1000 de grame. Victorie, de ce nu ești un înțelegător? Por să afle părinții băiatului cât umbli cu viitoarea lor nor. E frumos. Tu știi cum e lumea. Imediat fac legătura și antecedentele sunt gata. Dar ce v-am spus eu ceva? De ce mă las pe mine cu antecedente? N-am voie să stau în prevălie ce alimentarea dumneavoastră? Spuneți-mi că am noastră și am plecat. Dar în definitiv, ce vrei tu, Victor Așdrag? Să văd pe Irina. E acasă, mama. Se pregătește să se ducă la logotnic cu ei. Am fost noi acasă. De ce m-am mințit? Ai fost acasă la noi, nu? Săruminte, stimată doamnă. Săruminte. Doamna Titina Drăgulescu, nu? Da, eu sunt. Dați-mi voie să mă prezint. Chitel Rușan, logodnicul, prietenul domnișoarei Laura. Ai? Doamnă, ce greu v-am găsit, doamnă. Nu era nimeni acasă, noroc că cineva. Da, poftiți, vă rog, sunt și cu mașina. Eu nu vă cunosc, tovarășe, vorbiți aiurea în tramvai. Care logodnică? Eu vin acum de la coafură. Vă rog foarte mult să fiți rezonabil. Din partea doamnei Aneta. Care Aneta? Cu povestea aceea, stupidă doamnă. Vreau să vorbesc cu Laura. Și atunci totul se va aranja. Domnule, e o confuzie. Vă rog să mă lăsați în pace, deoarece chem miliția. Doamne. Nu se cade să acosteze așa o femeie de talia mea în plină stradă. Doamne. Și nu cunosc nici o Laura, tovarășe. Ia lasă-mă, domne, în pace. E! A venit nebunul, tanti. Care nebun? Dă-mi puțin apă. Tanti Irina! Tanti Irina! Vă rog mult, doamnă, spuneți-mi totul ca să mă liniștiți și eu, doamnă. N-a fost nimeni la mine, domnule. Nu înțeleg de ce insistați. Și vă luați așa de oameni, hodorom tronc. Doamnă, sunt un om serios, doamnă. Am o situație, o familie. Nu pot să mă nenorocesc după cât am tras ca să-mi realizez și o carieră frumoasă. Dacă Laura nu face ce-am hotărât... Dragă tinere, ați mers prea departe. Pe mine mă cheamă într-adevăr, așa cum ați spus. Dar nu cunosc nici eu, doamna Aneta. Și n-am văzut în viața mea o fată cu numele ăsta pe care îl tot pomeniți. Lăsați-mă pe ce. Ce a fost cu telefonul? Care telefon? Telefonul de astă noapte. Stăteam liniștiți la televizor și deodată că s-a răzgândit și așa mai departe. Doamnă, vă rog să nu vă prefaceți. Sunt sigur că știți totul. Gândiți-vă la situația mea, doamnă.
Fi fost vreo glumă cu telefonul ăla, tovarășe. Poate chiar cetățean ca aia să vă fi sunat, Laura aia sau cum îi spuneți. Exclus, doamnă. Sunt sigur că nu mi-ar face o asemenea porcărie. Doamnă, vă rog foarte mult. Vă rog foarte mult, doamnă. Vă să zic că ne-am lămurit și noi. De ce ții, domne, calea lui femeia asta? Eu? Marinică. Stimate, tovarășe. De ce ții, domne, calea lui femeia asta? Că ar putea să fie aici, mă! Ar putea să fie aici, mă! Ești norociucu, buzidu! Ești deștept, ai mașină, îmi vine la București, ești singine! Ce-a să umbite? Nu știu. Când veneai la întâlnire fără ceas? Pentru că nu mai fac. Nu-i convine? Nu te lasă să umbli cu ceasul meu? Nu te lasă el? Dar ce, doar gratis? Să nu dai, tătingule! Lasă, mă, doamne, pace! Tătingule, tătingule, și noi ne facem părul! Ne bucăm, ne coafăm și ceasul ioc! Merge la coafăr, ce ne pasă? Dacă nu scoți ceasul din pământ, de unde știi, doamne? În plină stradă, suntem oameni civilizați, pe coafăr! Ce vede? Ce ești ultradism? Ce exemplu ne dai nouă? Vezi, trebuie! Nu, nu. Neluță nu e acasă. Nici nevasă? Nici ea. Au stat puțin pe aici și prima au plecat. S-au dus. Unde? E, parcă pe mine m-a anunțat unde s-au dus. S-au dus. Am să stau și eu aici înăuntru, să-i aștept. Nu știu dacă se întoarce cu lumea. Titina, ia vină încoace. Ce vrei, dragă? Ăsta-i ceasul tău? Care? Poate că l-ai scăpat în baie atunci când și-ai sferit pe degeaba. Nici pe departe, tanti. Parcă mai știi el cum arăta ceasul atunci. Poți să-ți fac ceva de mâncare, Victoraș? Nu, nu, îmi arde mie de mâncare. Mă duc să o caut pe Irina, poate o găsesc pe undeva. Și trebuie să prind și vaporul de dimineață. Fă cum vrei, băiete. Vai de mine, Florico, a plecat băiatul și nu și-a luat scrisoarea. Ce ne facem? Să le spunem mirilor, să-i trezim. Nu, să-i trezim, ferească Dumnezeu, ce vrei să le meargă rău toată viața? Mai bine trimitem scrisoarea pe vapor. Mai bine. Cum dracu de fi dispărut așa repede tu? Stai așa. O fi venit Irina? Nu bate ea ca proasta în fereastră la casa ei. O fi ăla. Cine? Nepotul. Arhitectul. Aoleu. Până aici ne-a fost. S-a dus dracului planul meu. Fie ce-o fi. Să terminăm odată cu Bâlciu. Care Bâlci, dragă? Ascultă, tanti. Matale, vii încoace. Da. Rămâi aici și te încui bine pe dinăuntru. Dar de ce să încui? Păi nu e el principalul. Care principal? Principalul, dragă. Nu știu. Uite ce, eu mă duc și explic tot. Îi spun să-și țină gura, trebuie să-și țină gura, altfel e capabil să se ducă la miliție, Doamne ferește. Ah. Ai priceput? Da. Hai, încuie ușa după mine și taci. Da. Să nu te miști, auzi? Da. Ah, tu erai. Intră. Cheamă-te, rog, pe Irina. Da, dar nu e acasă, Victoraș, dragă, e plecată. Și dincolo cine? Cine să fie, unde? Ah, nu nimeni. M-a lăsat pe mine prin bucătărie, că nu vreau să stau acasă, după nuntă, cu balamucul de acolo. Și uite, au uitat aparatul deschis. Toate adică ești mama ta singură aici? Da, numai eu. Curios, domnicile ăsta. Numai pe casă nu-i găsești. Da, nu... O să văd acum. Nu-i nimeni acasă, Victoraș, drag! Proasta de mine. Ești închisă ușa. Au plecat și-au luat cheile cu ele din greșeală. Irina, deschide-te, rog. Irina, acum totul e bine, ai să vezi. S-a aranjat totul, Irina. Hai că-mi place, Victorie. Ai luat-o razna. Ai început să vorbești cu pereții. Uite ce e, Victorașule, mamă. Vreau să te rog și-o ceva.
Uite ce te-aș ruga eu pe tine, dacă se poate. Să-mi duci și mie ceva. Te ajută și eu pe tine, în ce te doare. Despre ce e vorba? Să duci ceva lui Marin de la alimentară, responsabilul. Ăla, știi tu, îți spune unde să-l găsești. De unde să știu, domnule, că după ce că ești însurat, îți mai și iubești nevastă. Nu, acum pune-te în situația mea. Toată noaptea umblă hai-hoi, nu intri la idei? Și deodată o vezi cu un bărbat. Nu, pune-te în situația mea, dumneata, ești inginer? Nu sunt inginer, domnul Marin, v-am mai spus. Dar oricum am și o situație stabilită, o familie frumoasă. Știți cât mi-am rost scoatere pe băncile școlii? Și pe urmă cu nevastă, cât am tras să ne mai aranjăm și noi. Ce să mai vorbim? Lunea Marin? Da, dă-i lunea ta, te rog. Da, da. E acolo la mână. Ce că-i de la... Ce faci, mă, cu mice? O, doamne, că viu! Tata, nene, vine imediat. Ia uite-te. Ce să mai spui că n-am dreptate? Îmi trimite ceasul înapoi. Parcă de ceas e vorba. M-a făcut pe mine un ceas, domne, spune dumneata. M-a făcut pe mine un ceas, domne, că pot să cumpăr 100 de ceasuri, domne! Eu am ceasul lui Dumnezeu al dracului! 100 de ceasuri pot să cumpăr, domne! Tanto, ia vino qua. Tu simți ceva? Nu. Păi vino mai încoace. Acum simți? E gaze. Păi vezi? Ori fi lăsat vânzătoarele de la jucării sobele deschise. Ce facem, spargem ușa? Păi căpiat. Vrei să dorm cumva pe la miliție? Mai bine le închidem de la noi, că toți se potrivesc. Și toți sunt obosită. Ce deșteaptă ești, Tanto. Și cu fripturile ce fac? Să intru în gura clienților? Ai și tu dreptate. Păi vezi? Lasă-le așa. A întrebat cineva de mine, mă? Păi sigur. Ce-i cu tine, băi, Victor? Acum se vine. Trebuia să fii de azi dimineața. Ia de bine, tuncă. Ce-i cu ținut asta pe tine, mă? Nu-ți e rușine? Îl țin cabină până dimineață. Să-mi veți seminte. Ia. Ia, taci. Nu l-ai văzut pe Victor? Aici, Victor. Dar ce treabă aveți cu Victor, bă, băieți? Avem o scrisoare pentru el. Ah, scrisoare? De la cine? De la o fată. O fetiță. E consemnat, Victor. Îi dați scrisoarea dimineață. Hai, tante, hai. Hai, dă-i bătaie. Așa, tante. Cu mânuțele. Așa. 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 Așa, așa. Doamne, tu care ești mare, puternic și bun și neajutat, fie-ți milă și adă-și pe nebuna aia înapoi acasă. Las că vine ea, tante. Hai să mergem. Când o vedea că nu mai e niciun pericol, se potolește și ea, n-ai nicio grijă. Să dea Dumnezeu. Mamă, tântico, ce zi a mai fost și asta, dragă. Credeam că nu se mai sfârșește, auzi. N-ai nici cătărie în casă. Am, cum să n-am. Hai, Victor, ieși afară. S-a terminat consemnarea. Uite, ai un plic. Ți l-a lăsat cineva aseară. Victor, n-am avut tăria să-ți destăinui ce dramă cumplită s-a petrecut.
Laura a murit în casa noastră într-un chip îngrozitor. Iar de această nenorocire suntem vinovate și mama și eu. Înțelege-mă, n-aș putea să-mi iert vreodată că m-am resemnat în fața unei crime. Pentru că nu pot să o numesc altfel. Aș fi putut să mă opun, să lupt, să urlu în fața lumii întregi. Acum n-aș mai putea privi în ochii tăi, în ochii oamenilor. Mă simt lașă, odioasă. Și pentru asta am să-i spășesc, așa cum e drept. Iar ceea ce n-am știut, n-am putut, n-am avut curajul să fac eu, te rog din suflet să faci tu. Trimite scrisoarea ca mărturie. Crima asta nu trebuie să rămână nepedepsită. Victor, te-am iubit foarte mult. Dacă vei avea puterea să mă ierți, iartă-mă. Și trimite-mi ilustrate la magazinul de jucării. De peste tot, de oriunde să te oprești în călătoriile tale.